Astăzi, polițiștii din Baia Sprie au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Șurdești. La fața locului, oamenii legii au constatat faptul că un autoturism condus de o femeie de 23 de ani din Baia Sprie, dinspre Șurdești, înspre Copalnic Mănășturi, a lovit accidentând un pieton de 58 de ani din Baia Mare. Victima se deplasa în calitate de pieton din sens opus autoturismului pe partea carosabilă, întrucât în zona respectivă nu există trotuar. Autoturismul s-a răsturnat pe plafon, iar victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Ambelor persoane implicate le-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.